Autoritățile nu se grăbesc să aloce fonduri pentru modernizarea instalațiilor de alimentare cu apă. Conform estimărilor preliminare, pentru a actualiza aportul stațiilor de construire, cel puțin nevoie de 2, aproximativ 60 de milioane de lei. Potrivit lui Arcadi Rusnac, șeful Departamentului de Asigurare a Calității de Control, avem nevoie pentru a construi un raport de apă separat pentru sectorul Rușcan și verificați, trebuie să vadă actualizați instalațiile existente ca pompa de apă din surse subterane, adică în loc de necesitate vechi, construiți sonde noi pentru a oferi un design de putere. Atunci vom fi siguri că în caz de urgență, situația orașului va fi prezentă cu minim 30-40 de necesar de litri pentru persoana pe zi. A spus șeful Departamentului de Asigurare a Calității, Supraveghere și Reglementare Stocului de Apă Canal Chișinău, Arcadi Rusnac. O stare de urgență se poate întâmpla în orice moment. Se gândească serios de backup-ul surselor de apă din Chișinău, face lipsa lungă de precipitații. Potrivit experților la stația de pompare, în cazul în care retragerea Nistrului în ultimele 10 luni nivelul de apă este menținut la aproximativ 8,5 metri, în timp ce proiectul acesta nu ar trebui să scadă sub 9 metri. În cazul în care continuare de cadre de Nistru, spune de expertul de stație de pompare, poate ieșua din motive tehnice. Din lipsa apei din aer poate intra în sistem, ceea ce duce la completa ei blocare. Potrivit la Arcadi Rusnac, deja o stație de pompare primește puțină apă. Dacă nivelul Nistrului va cădea în jos cu o jumătate de metru, pompele de apă nu trebuie să mai fie. Potrivit expertului, în cazul în care alimentării cu apă de urgență pentru suficiența în Chișinău pentru exact 2 zile de când apă în stoc din Nistru, rezervoare speciale nu pot fi mai lungi de 2 sanitare, din motive din cauza lipsei de precipitație în rânduri și rezervoarele din Moldova din 04 sau 15, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod portocaliu și cod galben.